Mâncare electrocasnice sau simple tigăi, ne-am obișnuit, orice se vinde dacă e la preț redus. Aproape 1000 de suceveni s-au înghesuit în această dimineață la deschiderea unui nou magazin. Au stat câteva ore la coadă, dar mulți dintre ei au plecat cu coșurile pline. Cu ce credeți? Cu tigăi. Au venit cu sutele, dar au fost mai civilizați decât în alte dăți, așa că agenții de pază nu au avut o misiune prea grea. Au fost câțiva care au încercat să evite coada, cum au putut, dar cei mai mulți au preferat să aștepte. La cât ați venit? La 6. Am dormit aici. Unii la 4. Adică putem și noi cât e o punguță de la moșul Nicolae. Iar oamenii recunosc, cozile pentru promoție au devenit o rutină, iar listele de cumpărături nu-și mai au rostul. La inaugurare așa se petrece treburile. Așa se... Curiozitatea, nu știu. Ulei poate mai ieftin, poate ceva, alimente. Suntem și noi și de aici. Nu, n-am ceva anume. Așa, să vedem ce-i. N-avem și pace acasă și am venit aici. Așa că au analizat marfa atent sau, dimpotrivă, au luat tot ce au apucat. Tigăile au fost din nou la mare căutare și la prețuri mici. Cam cât ați face? Toate astea sunt amele. De ce ați atât de multe? Să le dau la copii. Mă duc să mai cumpăr, să mai iau, măcar vreo 20. Ce v-ați cumpărat? De toate. Chiar dacă prețurile vor rămâne reduse toată ziua, cei care nu au putut ajunge de dimineață riscă să găsească rafturile goale.